centura de ocolire a municipiului Mediaș din 2004 începând se tot face până în 2014. Astăzi, când noi vorbim, ea este pe SEAP, se reface studiul de fezabilitate, se intră în zona de proiectare, termenul pe care eu îl văd rezonabil, 6 luni începerea lucrărilor. Va costa între 20-22 de milioane de euro pe analiza veche. Deci era 20 de milioane, în jur de 20-22 de milioane și în 6 luni încep lucrările. Azi este pe SEAP, deci.